Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la rubrica 5 minute teatrale. Tartuf este o comedie în versuri în 5 acte scrisă de Molière și reprezentată pentru prima dată în 12 mai 1664 la Palatul Versailles. În această operă, Molière prezintă omul clasic, oscilând între datoria de tată, soț, persoană publică și pasiunea sau chiar nebunia, obsesia, făcută pentru un necunoscut în care a avut încredere deplină. Orgon a refuzat să își creadă familia și a preferat să dea ascultare unui străin. A fost nechipzuit, imprudent, dar el a ales să își urmeze instinctul decât să se încreadă în valorile acelei epoci care puneau totuși familia pe primul plan. Cu toate că Orgon l-a crezut pe Tartuf, un reprezentant al divinității, o altă mare valoare a vremii, el și-a renegat propriul fiu, fără ca măcar să îl asculte. El a procedat așa cum îl îndemnase cel care pentru el reprezenta religia și îl ghida în tot. Se spune deci că personajul lui Molière a ales inițial pasiunea, având încredere totală într-un străin, iar apoi datoria, ascultând ce a spus reprezentantul bisericii. Familia lui Orgon este dezbinată deoarece Orgon și mama lui au căzut sub influența lui Tartuf, un hoț religios, un vagabond înainte de a fi ajutat de Orgon. Tartuf pretinde că este pios și că vorbește cu autoritatea divină și doamna Pernel și fiul ei nu mai iau nicio decizie înainte de a-l întreba pe sfetnicul lor. Restul familiei și regele lor nu sunt păcăliți, deși retenile lui Tartuf și îl detestă. Mizele se măresc când Orgon anunță că îl va însura pe Tartuf cu fata lui, Marian, deja logodită cu Valère. Marian este desigur foarte supărată la aflarea acestor vești, iar restul familiei realizează cât de adânc este Tartuf infiltrat în familie. În efortul de a-l demasca pe Tartuf în fața lui Orgon, familia concepe un plan prin care acesta să îi mărturisească Elmirei, soția lui Orgon, că o dorește. Ca un om pios și oaspete, el nu ar trebui să aibă astfel de sentimente pentru doamna casei și familia speră că după o astfel de confesiune, Orgon îl va da afară pe Tartuf. Într-adevăr, musafirul încearcă să o seducă pe Elmir, dar conversația lor este întreruptă când Demi, băiatului Orgon, nu mai poate suporta situația și iese din ascunzătoare pentru a-l păli pe impostor. Tartuf este inițial șocat, dar își revine foarte repede. Când Orgon intră în cameră și Demi îi spune triumfător ceea ce s-a întâmplat, mincinosul folosește psihologia inversă și se acuză pe el însuși. Da, frate, sunt nevrednic. Sunt vinovat în toate. Un biet bătut de patimi și de păcate plin. Orgon este convins că băiatul lui minte și îl izgonește din casă. Tartuf reușește să îl convingă pe Orgon că pentru a-l învăța pe Demi o lecție, el, preotul, trebuie să stea mai mult ca niciodată în preajma Elmirei. Ca un cadou pentru Tartuf și o pedeapsă ulterioară pentru copilul lui, Orgon trece toate proprietățile pe numele prietenului său. Apoi Elmir se ocupă din nou de demascarea impostorului și îi cere lui Orgon să fie martor la o întâlnire între ea și prietenul lui. Orgon, ușor de convins, decide să se ascundă sub o masă în aceeași cameră, cert fiind că soția sa nu are dreptate. El aude desigur cum nevasta lui rezistă avansurilor directe din partea lui Tartuf. În momentul în care Tartuf este aproape gata să o violeze pe Elmira, Orgon iese de sub masă și îi ordonă acestuia să plece. Dar oaspetele Chiret intenționează să rămână și își arată în sfârșit adevărata față, deoarece Orgon îi mărturisește lui Tartuf că se află în posesia unor scrisori incriminatorii, scrise de un prieten.